Marile puteri ale lumii în stare de șoc. Mesajul transmis direct de Vladimir Putin. Rusia trimite o undă de șoc la nivel mondial. Războiul din Ucraina a luat o întorsătură neașteptată. Vladimir Putin a transmis un mesaj direct marilor puteri ale lumii. Totul se întâmplă chiar în aceste momente. Vladimir Putin transmite un mesaj direct marilor lideri ale lumii, iar conflictul militar declanșat pe 24 februarie ar putea fi doar începutul. ISW consideră că, având în vedere intensificarea bombardamentelor asupra Chievului din ultimele trei luni de zile, Rusia vrea să transmită un mesaj cât se poate declar liderilor G7. Mai exact, sursa citată este de părere că pe lângă demonstrația de forță, în condițiile în care Joe Biden va anunța furnizarea de sisteme antiaeriene sofisticate pentru Ucraina în perioada următoare, Moscova a vizat și o fabrică de rachete, scrie CNN, care precizează că țintele nu au fost alese deloc întâmplător. Nu doar Chievul a fost vizat de ruși, ci și regiunea Sumul, unde doar în acest weekend peste 150 de rachete și proiectile de artierii au fost lansate potrivit unor surse oficiale ucrainene, citată de CNN.